Bună seara, stimați telespectatori! Din nou împreună la Pasul la Offside, astăzi cu consilierul primarului Dobre, prezent în emisiune, Vivi Răchită. Bună, Vivi, bine ai venit în cadrul... Nu, consilier, sunt Vivi Răchită, fostul jucător al Petrolului. Vivi Răchită, fostul jucător al Petrolului, dar întâmplarea face să fie și consilier al primarului Dobre. Neafiliat politic. Neafiliat politic. Nu. Bine, ca și data trecută, că până la urmă nici data trecută n-ai fost. Nu sunt niciun partid, corect, și asta e adevărat. Politica sportului și cred eu că data trecută mi-a ieșit, sper să-mi iasă și data asta. Corect. Câtă vreme, săptămâna trecută, am avut o primă emisiune cu unul din proiecte, cu proiectul Petrolul 52, proiectul propus de fostele Glory. Am promis la sfârșitul săptămânii trecute că o să încerc să aduc și un alt exponent, practic un alt proiect de dezbatere în cadrul acestei producții, și l-am adus pe Vivi Răchită. Am încercat să, de fapt, i-am propus și primarului Dobre prezența în emisiune. Domnia sa este astăzi la București, la o consfătuire care durează de dimineață și până seara, și a cerut scuze, a fost extrem de deschis la această propunere, dar a spus că probabil cu o altă ocazie să fie prezent în acest studio. Nu am mai stat pentru că timpul nu așteaptă și l-am chemat pe Vivi pentru a vă exprima poziția lui vis-a-vis de tot ce înseamnă proiectul pe care el îl gândește. V-am spus săptămâna trecută, dumneavoastră ați aflat și o altă parte a problemei. De data aceasta, Vivi vine în studio. După ce vă spun astăzi, stimați telespectatori, cei de la Petrolul 52 au făcut o conferință de presă la stadionul Ilie Oană, acolo unde au expus puncte de vedere vis-a-vis de subiect către întreaga mass media și nu doar pentru telespectatorii Pasului la Offside. S-au prevalat de faptul, în primul rând, a fost o situație jenantă pentru toți cei prezenți acolo, atât pentru fostele Glory, cât și pentru mass media. Această conferință de presă, dacă o putem numi așa, a fost ca un fel de ieșire la iarbă verde, pentru că s-a ținut în fața bustului lui Ilie Oană, niște scaune aduse intempestiv, mass media a stat în picioare, nu asta ar fi fost problema. Problema a fost că în urma unei solicitări făcute de Asociația Petrolul 52, și acum o să-l las pe Vivi Răchită să spună mai multe, pentru că am înțeles că a fost o confuzie și să o devoalezi tu. Haideți să ne lămurim. Asociația Pro Petrol, sau cum se numește, fostilor fotbaliști, nici nu există. Deci actele nu sunt făcute, asta sunt, există doar în presă. Există. Asociația Petrol... nu e în presă, există ceea ce ni s-a spus. Că există în presă. Există doar în presă. Există. Deci tu dacă spui ceva acum și noi scriem în presă, e din ce spui păi tu. Da, da, e greșeala voastră că scrie și nu verificați. Ce să verificăm? Dacă există Asociația Pro Petrol. Și unde să fi mers? Păi să vină cu actele, să vă demonstreze că există acea asociație. Nu există. Bun. Asociația Petrolul 52 există, înființată de Mircea Didea, Mihai Ionescu. Este o asociație care nu a participat nicăieri, niciodată, niciun campionat. Mai mult, marca Petrolul 52... În 2003, la fuziune. Marca Petrolul 52 este proprietatea municipiului Ploiești. Da. Când am preluat celelalte mărci de la FSLI, am preluat și această marcă, Petrolul 52. La vineri, întâmplător eu fiind la domnul director Stoichiciu, a venit Tavi, m-am întâlnit cu el, salut, ce faci? M-am dus la primărie, la primar. Acolo și primarul și eu am primit o informare că o hârtie cu o cerere de închiriere a unei săli de conferințe de la stadionul Ilie Oană. Noul Petrolul sau cam așa ceva. Nu era o hârtie cu antet, cu ștampilă, cu cui, cu j, cu cum se face, cu o hârtie oficială care să fie dezbătută de Departamentul Juridic al Clubului Sportiv Municipal și să-i se dea un răspuns în sensul că se poate închiria sala de conferință de la stadionul Ioană pe un leu, doi lei sau gratis. Primarul mi-a spus să transmit la Clubul Sportiv Municipal că se va da un răspuns la această cerere luni. Asta nu era prea târziu? Asta a fost... Câtă vreme luni era conferința? Nu știam nici noi exact la ce oră se face conferința, dar s-a spus că luni se va da un răspuns la această cerere. Am înțeles că m-a acuzat Avi Grigore că eu m-am opus acelei cereri, niște tâmpenii.
pe care n-am cum să le... Pe urma a ce te-ai acuzat? Păi nu știu, în urma zvonurilor din oraș, că eu sunt în spatele tuturor relelor care se întâmplă în oraș, Vivi Răchită e în spatele tuturor. Nu este adevărat absolut deloc, nici nu m-am implicat, n-am avut alte treburi. Eu, și ca să spun în premieră că, uite, am venit în emisiune și ai fost supărat săptămâna trecută sau acum două săptămâni, astăzi de dimineață, de la ora 7, eu împreună cu primarul, el a venit la 7 fără un sfert, eu am fost mai puturos, am venit la 7, că am stat la meciuri prea târziu, de la ora 7 până la ora 9, când la ora 9 au venit doamnele de la firma de insolvență al petrolului, de la Via Insolv, am stat și am puricat tot ce înseamnă acte, documente referitoare la petrolul, la clubul sportiv municipal. Vor fi surprize, dar nu zilele următoare. Cert este că adică... după ora 9, când departamentul juridic al primăriei împreună cu mine și doamnele de la Via Insolv ne-am așezat la masă, am găsit înțelegere. Înțelegere în sensul că mărcile cât de curând vor reveni la primărie. Deci, ăsta este cel mai important punct. Eu ce vreau să fac? Nu vreau să pun boi înaintea carului. Vreau întâi să avem mărcile din nou la primărie, în proprietatea primăriei, după care să demarăm proiecte. Pentru că ploieștenii petroliștii, suporterii adevărați, nu vor clone. Nu vor, nu știu ce, nu vor Craiova, nu vor situația Craiovei. Și eu am promis că așa voi face, pentru că tot timpul proiectele pe care le-am făcut cele două, le-am făcut cu ajutorul suporterilor și cu oamenilor, cu majoritatea lor, nu cu minoritate. Pentru că suntem în democrație. Și deci, săptămâna asta, avem promisiunea doamnelor de la Via Insolv, de la firma de insolvență, s-au pus de acord juriștii noștri cu doamnele, s-au făcut schimb de mail-uri și probabil că miercuri sau joi aceste mărci vor reintra în posesia primăriei. După care să pot așeza la masă oamenii de afaceri care vor să investească în această echipă. Pentru că ce se întâmplă cu banul public, nu cred, și ce se întâmplă cu fostul primar Andrei Volosiu zilele acestea, nu cred că niciun primar va mai semna ca primar. Ca primarul pentru noi. Deși noi spunem că, din punctul nostru de vedere, ce s-a întâmplat în perioada 2009-2012 este totul legal și făceam un calcul că îi se impută fostului primar Volosevici în jur de 17 milioane de lei că a investit într-o echipă care, deci în jur de 3 milioane jumătate de euro, dacă cam așa. Da. Ca o echipă care a stat un an în Liga a doua, de la zero, a plecat de la zero, țin minte că n-avem jucător nici mingi, a promovat în anul următor, închirind stadion, autocar, da? Și a stat și un an în Liga întâi, cu banii ăștia, cu 3 milioane jumătate de euro, a ținut 3 campionate, 2 în Liga a doua, un an de promovare, și unul în Liga întâi. Păi, în anul 2013, dacă mi-aduc eu bine aminte, salariile erau în jur de 300 și ceva de mii de euro pe lună, fără taxe și impozite. Păi facem socoteala cu taxe și impozite, cu ce se mai întâmpla, erau în jur de 5-600 de mii de euro pe lună, ori 12 luni, duce la un buget de 6-7 milioane de euro. 6-7 milioane de euro pe an a ținut echipa atunci când s-a câștigat cupa. Păi față de 3 milioane jumate în 3 ani de zile, este o sumă nici la jumătate, dacă e să ne raportăm la ce s-a întâmplat în 3 ani față de un an de petrolul care se vrea atunci campion. Bun. Și mai știu eu ce. Spune-mi, te rog, ai spus la un moment dat, ai vorbit despre Via Insolv, pe mine mă interesează și dacă s-au mai făcut discuții cu juriștii lui Dan Capra. Pe cu Dan Capra nu mai avem ce să discuți să facem pentru că a pierdut dreptul de administrare a societății. Deschizând de procedura de faliment, s-a pierdut acest drept. Păi și acum, depunând din nou către tribunal... Până la soluționarea recursului... Și de ce a făcut-o? Până la soluționarea recursului, falimentul își produce efectele. Dar de ce a mai făcut recursul? Ai vreo idee? Eu nu vorbesc cu Dan Capru. Ce este? E o răutate? Despre ce poate fi vorba? Nu știu, nu vorbesc cu Dan Capru și n-am de unde să știu. Dar totuși tu ai promis atunci la Camera de Comerț că vei merge și vei face o discuție... Da, s-a luat legătura cu Dan Capru, n-a vrut să vorbească cu mine. Nu? Nu, deși m-am dus la stadion. Suntem, dar el acum spune că din cauza mea se întâmplă asta, că am plecat eu de lângă el în 2012. Adică n-am vrut să stau lângă el, să ajung cu el pe mărgine sau unde a fost el. S-a luat legătura cu Dan Capra, am fost cu primarul împreună la stadion, ne-am întâlnit, n-a vrut să vorbească cu mine, l-am pus pe primar să vorbească cu Dan Capra și așa am ajuns la aceste negocieri privind mărcile.
De două săptămâni se termină aceste negocieri. Deci nu vreau să spun, domne, știi că facem un, și noi un petrol, mai punem un nume pe acolo prin spate. Nu, am vrut să luăm mărcile înapoi la primărie, după care să demarăm proiectul. Da. Vezi foarte clar că sunt puncte de vedere divergente în ambele... Cristi, scuză-mă, vreau să atenționez pe foștii mei colegi. Nu vă implicați politic, pentru că ce se întâmplă în partea cealaltă este totul politic. Haideți să ne uităm, hai să ne uităm cine sunt cei care îi susțin din punct de vedere politic. Hai să spunem, ca să nu mai terminăm o dată cu... Domnul consilier Botez, domnul consilier Andrei, care vorbesc în numele lor, vorbește în numele lor, mi se pare o gravă greșeală. Unde ai auzit tu că vorbești? Păi, că vorbești de rețelele de socializare. Da, că am înțeles că sunt declarații prin nu știu ce ziare online, că vorbesc, cei doi vorbesc în numele celor fostelor glorii. Mie mi se pare o mare greșeală, pentru că eu niciodată n-am implicat adică politică. Adică în sensul că le susține, nu? Nici în, sau cum să zic? Nici în, nu, am văzut că să dau soluții, că să fie clubul la Clubul Sportiv Municipal, să facem la CSM, să luăm bani de la Hale și Piețe, de la Consiliul Local, să... Nu. Eu am fost cu primarul, actualul primar, la Federația Română de Fotbal, acum două săptămâni, și ne-au spus foarte clar domnii de acolo. Nu se poate, din punctul lor de vedere, nu se poate finanța o societate comercială, chiar dacă face fotbal sau mai știu ce sport, decât pe legea 350, fonduri nerambursabile. Și asta pe copii și juniori. Ceea ce vom încerca și noi să facem, să creăm un centru de copii și juniori foarte puternic. Pentru echipa mare, pentru fotbalul profesionist, există o ordonanță din 2014 prin care se poate legal finanța fotbal, dar nu există norme de aplicare. Neexistând norme de aplicare, nimeni nu își pune semnătura pe niciun act. Pentru că nu știe cum se interpretează. Dar aceste norme de aplicare ar urma să vină? Ar urma din 2014, să așteaptă. De când este ordonată de guvern. Și ce e de făcut? De făcut? Numai parlamentarii pot... Nu pot, asta am înțeles că pot tema asta. Zic, ce e de făcut acum în situația asta? Acum numai privat. Privat. Pentru că dacă nu vin oameni de afaceri să construiască un ONG, un ESA, cu numele de petrol și să o ia de la Liga 4, că și asta, Liga 4, Liga 3. Am fost eu la Federație săptămâna trecută, am vorbit cu consilierul primului Burleanu. A zis, pentru tine, că ai făcut două proiecte, pentru numele petrolului, pentru orașul Ploiești, pentru stadion, nu e nicio problemă Liga 3. Deci, oricând. Dar... Știi că există regulament, că n-ai voie să promovezi mai devreme de 3 ani. Și asta ar fi însemnat să stăm 2 ani în Liga 3 sau 2 ani în Liga 2. Și așa am decis eu, împreună cu primarul, dar vom avea consultări cu suporterii, pentru că până la urmă fotbalul și spectacolul se face pentru ei și fără suporteri nu se poate. Dacă ei vor să o luăm de la Liga 3, o luăm de la Liga 3 și să ne spună. Dar cu amendamentul ăsta. Cu amendamentul ăsta. 3 ani... 2 ani. Da. Eu aș prefera să o luăm de la Liga 4. De ce? Pentru că și bugetul este mai mic. Oamenii de afaceri care vor veni să facă aceste SA nu vor investi foarte mult și banii la început. După care, dacă acest proiect merge așa cum ar trebui, să vină lângă dânsi și sponsori, pentru că sunt în Prahova și în orașul Ploiești destul de multe firme foarte puternice care și-ar putea asocia imaginea cu acest petrolul, și să încercăm să creștem de la an la an. În discuția frumos care a avut loc astăzi, cei care vorbeau despre supărarea lor. Uite, de exemplu, Mircea Dridea a spus, da, că a încercat să dea mâna și să fiți împreună și că tu niciodată n-ai vrut asta. Și atunci am întrebat eu, de partea cealaltă, din partea lui Vivi, a venit către dumneavoastră vreo astfel de propunere ca să fiți împreună, să formați un adevărat petrol cu toții? Și a spus nu. Păi haideți să o luăm cronologic. Eu am aflat din ziare că s-a înființat Asociația Pro Petrol. Din ziare am aflat. Deși mai erau zvonuri și am întâlnit cu foști colegi că m-a sunat X sau Y să mă înscriu în ăsta. Am așteptat și eu telefon. M-am întâlnit și cu Tavi la liceu, că avem copii la același liceu. Am stat de vorbă nimic despre petrol. Deci mi-am dat seama că ei pe mine nu mă doresc acolo. Și atunci eu ce să fac? Să mă duc să vin la tine în casă neinvitat sau cum? Ok, fiecare pe drumul lui, dar nu înțeleg ce îmi reproșează. Am vorbit urât de vreun fost coleg, de Mircea Dida. Până la urmă spun că nu am făcut nimic pentru ei. Până la urmă, eu și cu fostul primar, pe viață, le-am oferit abonamente gratuite
unei foste glorii și unui însățitor pe viață la tribuna 0 a stadionului Ilioană. Eu, de exemplu, n-am, eu îmi cumpăr bilet. Care am făcut Andrei cu Volosevici stadionul. Nu, la fostele glorii le-am dat acest drept. Dacă nici asta nu mai e, le-am făcut la 45 de ani de când au bătut Liverpool. Cât am putut și eu pe felia mea. Ce să fac cu Nea Mircea Dida? Cine a fost primul ofertat să fie președinte în 2009? Mircea Dida. N-a putut pentru că era la federație. Dacă nu îl respectam și nu aveam, mai îl ofertam. Dar ce se întâmplă pe urmă? Și am aflat de unde? Că Vivi nu vine să stea de vorbă cu noi. Păi m-ați chemat vreodată și eu mai am și altă treabă. M-am ocupat de business-ul pe care l-am, business-ul familiei. Am fost plecat prin străinătate, am fost la echipa națională. Dar mie nu-mi place să stau prin, eu știu, prin ce locuri. Nu știu, mie mi se pare că e o mândrie. Mie de ambele părți, nu neapărat. De ambele părți. Mie mi se pare că este o chestie de nerecunoaștere. Nu știu de ce. Păi frate, la o fază de genul ăsta pun eu mâna pe telefon și sun eu. Bă, ce faceți, pe Tavi, cine l-a, în proiectul CSMFC Ploiești, cine l-a sunat prima oară pe Tavi când am început proiectul ăla cu petrolul al nostru, în 2007, în Liga 3-a, cum eram noi săraci acolo? Am pus mâna pe telefon și l-am sunat, Tavi, uite, suntem săraci, amărâți, Liga 3-a. El avea un proiect atunci, nu? Da. Era și a spus, Bacău, nu știu cum. Nu, era la petrolul. Sau la petrolul, da, da, da. Și nu vin Vivi, ca vine mă, Tavi. Asta a fost, ca să, eu l-am sunat pe el. Ei, el când a început, nu m-a sunat. Și atunci? Și mai și spun... Adică ai fi deschis, nu știu cum, eu nu vreau să mă bag eu în sufletul nimănui. Păi, dar ați fi deschis, Cristi, nu știu, să sună, vă sun eu, mă, pe amândoi, vă chem eu undeva, să nu vă întâlniți niciodată. Păi uite, ne-am întâlnit vineri la CSM. Am dat noroc, ce faci, să zică, băi, hai să bem o cafea. Bă, duceam, că n-am... Poate n-aveam rând. Păi, plăteam eu acolo, că am card de credit. Da, este ceva. Nu, să spun eu ce este. Este și o frustrare din partea unora, nu a tuturor, o frustrare, o invidie, pentru că e normal să fie, da? Că zic, bă, ăla de întâmpitul ăla, cum a făcut el, cum n-a făcut? A făcut două proiecte. Și ce se mai face Ploiești? Și petrolul. Tot ce a spus, a făcut. Asta e invidie și mi s-a spus din cercul lor. Bă, ăia sunt invidioși pe tine, că ei n-au putut să facă și l-ai făcut-o. Dar nu știu cu câte sacrificii, câți prieteni mi-am pus la treabă și câte obligații personale mi-am făcut. Am câștigat doar în ultimul an. În ultimul an de proiect. Altfel eram... Cât aș fi putut câștiga, Cristi, dacă nu eram vertical? De 200 de ori mai mult decât am câștigat legal. Așa au câștigat cei care au falimentat acum? Nu știu, n-am fost. Știi, dar nu vrei să ne spui. N-am fost în acte, n-am fost acolo. Ba da. Uite, Cristi Olteanu te întreabă, în primul rând, că vrea să fie argumentat în răspunsuri și să nu întreb cu dalea. Vrem, o să facem, o să ne întâlnim, o să sunăm. Date concrete vreau. Uite, începe campionatul în curând. În momentul de față există o singură echipă, Petrol, care este în Liga a doua, patru în capră, fără jucători, fără salariați. Acolo e Sigla și Palmaresul. Capla a făcut recurs la sentința de faliment. Am mai stat împreună la întâlnirea la Camera de Comerț, unde s-a stabilit un singur lucru din partea suporterilor: nu se vrea o clonă. Da. Are câteva întrebări, te rog să spui care e obiectivul. Capra nu renunță la Sigla până nu termină cu falimentul. Poate dura luni, dacă mă încolo. Ce spus, se face? Tocmai ce am spus, ce am făcut la ora 9, am avut întâlnire la cu Via Insolv, la cabinetul primarului, împreună cu departamentul juridic al primăriei. S-a găsit o soluție care se pare că miercuri sau joi se va da. Activele vor merge către... Nu activele, nu. Vorbesc de mărci. Mărcile care nu sunt bunuri patrimoniale, sunt în proprietatea primăriei, date sub licență exclusivă SCFC Petrolului Ploiești S.A., pentru că așa am fost obligați de către FSLI atunci când au predat mărcile primăriei. 2. Capra renunță la Sigla și ajunge la primărie. Din momentul ăsta se schimbă situația, zice Cristi. A. Facem o echipă de Liga 4-a cu investitori care s-o ducă până în Cupa Europeană, așa cum ai propus tu. E sigur că cei din Consiliul Local vor da Sigla unei firme private? Aici, da, este o problemă, pentru că nu știu exact, dar probabil că vor trebui să intrăm în Consiliul Local cu această negociere între, după ce se vor termina negocierile cu actele care vor rezulta în urma negocierilor între Via Insolv și juriștii primăriei, și dacă domnii consilieri nu decid
să dea mărcile mai departe, problema domnilor, nu se mai face nimic. Atunci rămânem un an de zile fără fotbal, sau doi, sau trei. Nu e nicio problemă din punctul meu de vedere. Eu sau alții vrem să facem, dar dacă politic nu se vrea, păi înțeles că la Consiliul Local sunt tot aceeași majoritate care a fost și în ultimii 4 ani. Sper să nu se adâncească criza în care suntem din punct de vedere al sportului în Ploiești. Ai un mesaj tu pe tema asta? Toți cei care gândesc și simt ceva pentru Petrolul trebuie să pună umărul la renașterea fotbalului prahovean. Fără frică? Fără frică, că nu-mi e frică de nimeni. Nu de tine, eu vorbesc de ei. De ce să le fie frică? Pentru că nu vor, încă o dată spun, mărcile sunt bune patrimonial, nu sunt... Sunt dobândite de noi prin negocieri de 7-8 luni de zile. Fostul primar împreună cu departamentul juridic, fostul primar Volosie, au obținut acest bun care aparține ploieștenilor și mulțumesc domnului Luca și domnului Bercea că au fost înțelegători atunci, pentru că, așa cum ți-am mai spus la tine la emisiune, au fost oferte de cumpărarea FC Petrolul Ploiești și de către un om de afaceri din București cu mulți bani și nouă ne-au dat-o pe valoarea mărcilor, adică n-au cerut niciun ban, cât sunt mărcile înregistrate la OSIM, atâta plăteți și preluați-le voi. Deci brandul Petrolului este la primărie. Și de acolo, bineînțeles că au fost anumite clauze ca cu acele mărci să ne asociem cu SCFC Petrolul Ploiești până la declararea falimentului. Deci, prima a fost să facem echipă de Liga 4 cu investitori care să o ducă așa, A doua, să înființează Petrolul 52, așa cum au propus fostele glorii, dar nu știu cu ce finanțare și cred că nici n-ar fi pe placul suporterilor. Crezi că asta ar fi o soluție în cazul în care s-ar schimba peste un an denumirea în FC Petrolul? Și de unde ar veni finanțarea? Cu finanțarea nu pot să răspund la întrebarea asta, să răspund cei care se ocupă de proiectul Petrolul 52. Referitor la faptul că schimbăm denumirea, mi se pare o mare greșeală. Vom fi ca la CSU Craiova când se încearcă schimbarea de numele din CSU Craiova să-i se ia Universitatea Craiova lui Mititelu. Se va putea? Nu. Din punctul meu de vedere se va putea, adică scriptic, dacă decizia la nivel politic și Consiliul Local se va dori, dar va prelua palmaresul Petrolului 52, adică nimic. Pentru că și eu am acum, la ora asta care vorbim, am două echipe de Liga 2 care mă sună patronii lor și spune Vivi, iale. Păi și ce fac? Preiau CSM Reșița și preiau palmaresul? Că îi schimb, întorc certificatul de unitate sportive și din CSM Reșița o numesc FC Petrolul, că e marca la primărie. Da. Dar aici ce scrie? Facem ce am făcut în 2003? Nu se mai facem. Eu nu știu, dacă vrea să facă altcineva, să facă. Se preia municipalitatea, deci spune și a treaba aia, să preia municipalitatea echipa prin CSM, urmând să redevină mai târziu Petrolul. Aici ar fi finanțare, având în vedere câți bani se alocă pentru cluburile de basket și handbal, de ce nu s-ar aloca și pentru fotbal? Da, și asta este o variantă pe care am auzit-o zilele acestea. CSM este exact ceea ce spuneam, ei, un club sportiv municipal, face o echipă de fotbal. O duci până la Liga 3, Liga 2, hai! Dar mai departe, dacă vrei să faci performanță, nu poți să o duci, pentru că nu vor fi banii necesari să atași performanță. Și există mai multe impedimente din punctul ăsta de vedere, pentru că eu m-am lovit. Te duci la club sportiv municipal, stai pe bani publici și vrei să-l iau pe Cristi Anghelescu că joacă bine atacant. Și vreau să dau pe tine 10.000 de euro, că atâta cred eu că ești și m-am mutat și pe Transfer Market. Și vine Curtea de Conturi și zice, de ce n-ai dat 1.000 de euro pe el? Păi asta e valoarea, arată-mi că e valoarea lui Cristian Grescu. Nu există, nu este nu un site oficial, nu, trebuie să fie o hârtie oficială. Din partea cui? Din partea evaluatorilor de jucători, care nu există în România. Păi și atunci cum îmi cere ceva dacă nu există, că nu înțeleg? Păi de asta spun, că pe bani publici nu se poate face. Dacă se cumpără un loc într-o ligă superioară în urma unui contract. De asta și făcând o paranteză de aia în toată perioada 2009-2012 când am susținut echipa din bani publici, toți jucătorii mei au venit la valoare zero. Era mai bine așa? Păi dacă nu aveam voie. Te-a învățat cineva asta?
Bineînțeles, eu nu făceam nimic fără departamentul juridic al primăriei sau întrebam stânga-dreapta că nu mă pricep și întrebam cum pot să cumpăr paharul ăsta de apă. Păi uite, așa trebuie să-l cumperi. Cum poți să cumpăr jucătorul ăsta? Nu poți să-l cumperi. De ce? De legalitate. Să bineînțeles, dar cum poți să-l cumperi? Uite, am și un jucător, l-am văzut, mă, ce fotbalist. Nu poți să-l cumperi. De ce? Pentru că ești pe bani publici și nu există meseria de evaluator de jucători. Și aia, pe Hamza, cum l-ai cumpărat? Păi a venit Walter cu bani. Mi-a dat bani Walter. A fost momentul ăla. Da. A fost cei 200.000 de euro care am cumpărat 7-8 jucători atunci, în iarna aceea. Dar dacă mi-i dădea și mie în iarnă, poate nu s-a mai întâmplat 3-2 ăla cu 4-3 cât a fost 4-3 cu, Chiajna, care acum, făcând o paranteză, neoficial, am primit de la federație confirmarea că au fost 3 jucători mânjiți. Dar... Oficial? Neoficial. Neoficial. Oficial nu pot. Așa m-am auzit eu, oficial. Nu, neoficial. Nu pot să-mi dea nimic la mână, încă se lucrează la acela, dar dezgropăm morții, ce mai contează? Dezgropăm morții, ce contează? Poate pentru unii contează, nu știu. Așa cum, stimați telespectatorii, trebuie să vă anunț că urmează o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Revenim, stimații telespectatori, o primă parte cu Vivi Răchită în care a expus o poziție tranșantă din punctul lui de vedere vis-a-vis de proiectul pe care îl dorește. Am ajuns la niște întrebări puse de unul din telespectatori, de Cristi Olteanu, unul din telespectatori și iată mai are... Întrebare interesantă, dacă se cumpără un loc într-o ligă superioară în urma acestui, în urma unui contract, devenim clonă? Da, devenim clonă. Tocmai ce explicăm adineori orice se mere și da. Da, am și râs. Dar nici nu trebuie să mai cumperi, că oamenii renunță de bunăvoie, că nu mai, nu mai există forță. Da. Sunt foarte multe conflicte care nu se leagă, da. Spune el la ultimul punct. Zice, Consiliul Local nu dă sigla unei firme private. Nu, asta este, îl obține pentru ea și... Și atât. Și atât. Dacă se formează o echipă plătită din bani publici, asta nu poate fi decât până în Liga a doua, după care trebuie înființată o societate privată, caz în care nu dă nimeni bani publici. Asta am spus și eu mai devreme și la cum merg lucrurile, pentru că noi în 2009-2012 revenind, chiar așa? Am avut toate avizele, toate avizele posibile și imposibile și toate, cum spun eu, asigurările că facem ceva legal și acum vedem ce se întâmplă cu Andrei Voloseviți. Și actualul primar, eu dacă aș fi, sunt convins că nu va vrea să ajungă în situația lui, chiar dacă se spune că este legal. Tu vrei să spui că în momentul ăsta primarul Voloseviți nu a greșit și că el pătimește? Eu cred că primarul Andrei Voloseviți, fiind și trimis în judecată, își va rezolva situația în instanță. Așa crezi tu? Cred și sunt convins, pentru că știu de la A la Z ce s-a întâmplat atunci, știu pe câți oameni am întrebat din diverse cercuri și diverse instituții ale statului, știu că am luat legătura inclusiv cu Lucian Boroi de la Otopeni, să vedem ei cum finanțează, cu cei de la Iași, că l-am luat din toate părțile, s-au pus pe hârtie mai multe oferte, variante, au fost juriști la masă care s-au exprimat și am luat toate vizele de legalitate și vizele și financiar și juridic și tot ce s-a întâmplat și am dat drumul la proiect, l-am dus la bun sfârșit și uite că
se interpretează anumite lucruri, că nu mai știu exact ce să vorbesc. Să presupunem că se ajunge la un acord, să se preia sigla de către mai mulți acționari. Ai garanția că aceștia vor face performanță și nu o luăm iară la capăt peste câțiva ani? Păi ce garanții poți să ai? Poți să ai decât că acum, nemai fiind obligați de cei care ne-au dat mărcile să ne asociem cu o anumită societate comercială în condițiile dânșilor, putem găsi noi, Primăria Ploiești sau suporterii sau oamenii de bine, anumite clauze dând aceste mărci de performanță, de... Că a fost și, era vorba aceea cu clauza de performanță. Uh-huh. Știți cum suna aia? Îmi asum finanțarea echipei pentru obiective de performanță. Dar nu era ceva, dacă nu face performanță, vin mărcile înapoi. Nu, era o simplă frază. Îmi asum finanțarea echipei pentru obiective de performanță, vorbesc de capră, în 2012. Acum, având și pâinea și cuțitul, probabil că putem jongla cu mărcile așa cum spunem doar noi. Ne învârtim, conchide Cristi Olteanu. Cum vezi tu soluția să ieșim din cercul ăsta, să facem performanță pe timp lung, să împaci și condițiile Consiliului Local și doleanțele suporterilor, întrucât ei nu vor o clonă? Eu văd așa. Haideți să așteptăm săptămâna asta, miercuri, așa cum spuneam, o joi, să reintrăm în posesia mărcilor. Săptămâna asta am vorbit astăzi dimineață cu primar, vom avea discuții cu oameni de afaceri, o să invităm personal și eu și primarul și cine va vrea să vină, chiar îi aștept să mă sune, nu contează din de unde sunt, din ce zonă, să ne punem la masă și să punem pe hârtie fiecare ce vrea, cât dă, ce... Poate vor veni 5-6 oameni de afaceri și să spună, băi, noi facem sau ăsta, manager general Popescu de la brutărie și antrenor Ionescu de la galeriile comerciale. Ok, nicio problemă din punctul meu de vedere, ne dăm mâna, măcar să facem ceva. Primăria va veni cu suport, sperăm să putem legal să punem la dispoziție stadionul și bazele, baza de la Crângul Boș, ce mai avem noi, să nu ajungem iar să dăm cu subsemnatul. Și baza la Crângul Boș, am înțeles că a fost de mult. Da. Este a primăriei, baza de la Crângul Boș. Și așa văd proiectul, pentru că altfel nu există, încă o dată spun, pe bani publici și cred eu că ăsta e cel mai bun, să facem o academie. Asta vreau să fac zilele acestea, să fac unirea celor două centre, adică să aduc și centrul de copii juniori la CSM, pentru că sunt bani publici, copiii de la Petrol sunt tot ai Ploieștiului. Copiii de la Petrolul își plătesc singur echipamentele, își plătesc singur deplasările, își plătesc singur terenurile de antrenament. În schimb, cei de la CSM, neavând nici măcar o performanță notabilă, sunt plătiți antrenorii la dublu față de cât sunt cei de la Ploiești, au de echipament, la de la Petrolul, au echipament, au de toate, n-am auzit de nicio performanță, în afară de acel 1-9 cu Dinamo de pe Elioan, n-am auzit. În schimb, juniorii C1 ai Ploieștiului de 16 ani, au și locul 3 pe țară. Locul 3 că a venit Dinamo ca pe vremea comuniștilor, da, neinvitați s-au câștigat, da, cam așa. Da, și la Vasluin. Da, și chiar i-am cerut acceptul primarului și probabil că voi pleca și eu. Este un turneu la Albena. Jucând și în Bulgaria, mă duc și ca translator. Știi pe acolo. Ca translator și merg să văd un turneu la Albania, la Albena săptămâna asta, de joi până sâmbătă, am interes. Păi nu stai aici cu mărcile alea, cu vie în păi și noi am spus prima de dimineață, dacă ne întâlnim într-o... sunt 400 ceva de kilometri de la Albena, 2 ore și ceva, vin aici, vorbesc, mă întorc. E elicopter? Nu, că merge pe autostradă. Uite, te întreabă Radu Florin, apropo de chestia asta cu copiii, până la 18 iulie, când sunt chemați copiii la reunire, da, se va lămuri ceva la grupele lor? Te întreabă, se va lămuri ceva la grupele lor? Păi, am început cu oamenii de la teren, pentru că noi, deși avem la Club Sportiv Municipal în administrare stadionul Ilioană, n-aveam angajat pe Club Sportiv Municipal nici măcar un om care să ude terenul, nu să-l mai tundă, să-l aranjeze. În schimb, aveam fochist la stadion. Care și ăla trebuie. Și ăla trebuie, dar fochistul știu ce face. Știți că la noi, la stadionul Ilioane, cu cărbuni, cu lopata de cărbuni, se bagă...
Nu mai contează. Vreau să rezolv întâi problema asta pentru că știu, dar eu îl duceam în altă parte. Am înțeles. Încerc să rezolv problema de la stadion, adică suprafața de joc, să nu mai revină râmele, nu? Râmele erau atunci, nu? Să nu facă ceva, să nu mai revină râmele. Și să găsim soluția să fie întreținut gazonul așa cum merită un asemenea stadion, după care o să încerc să găsesc soluțiile, soluțiile legale, să transfer centrul de obișnuire al Petrolului la CSM, dar există o problemă din punct de vedere al documentelor. S-a făcut apel la decizia de faliment. Dacă nu se făcea de apel, jucătorii rămâneau liberi de contract și atunci puteau fi transferați. Făcându-se apel acum, situația până se judecă acest apel este puțin în aer. Vreau să fac academie la Club Sportiv Municipal. În ce sens? Vreau ca la fiecare grupă de copii să fie antrenorii cu licențele necesare pentru acea grupă, vreau să duc la școală să învețe și vreau să fie două grupe de 15-16 jucători de nivel foarte bun, care să bată cu echipele mari din București și să le bată, nu să bată și să ajungă jucători profesioniști și ceilalți să joace fotbal de masă. Uh-huh. Cam asta este ideal, pentru că am stat de vorbă și cu Gică Hagi. Și el mi-a recomandat la fel, în condițiile în care nu am o cazare cum are el, nu am o școală cum are el. De ce nu avem? Păi pentru că nu s-au făcut și încerc să le fac. Păi încerc să fac o academie, pentru că am identificat și un cămin unde să putem duce pe la atelajem pe acolo și mai sunt și pe la chimie, să vorbesc la inspectorat, să facem și o școală de fotbal. Terenuri mai puține, că nu prea avem, dar o să găsim și soluția asta. Chiar în spate, și am stat de vorbă cu Andrei, cu Volosevici, în proiectul nostru era ca în spatele Peluzei 2, acolo unde este centrul acela de transformare a energiei electrice sau cum se numește acela, e terenul unde făceam noi înainte, când eram copii, și să-l facem sintetic. Am obținut și îi mulțumesc public și pe calea asta de la domnul Luca acceptul să preluăm și baza de Palatină, pentru că era Federației Române de Judo. Uh-huh. Și zilele acestea încercăm să luăm legătura cu dânsii. Și o lasă Federația de Judo? Și o lasă, pentru că am înțeles că au fost ceva lucruri pe care nu le-au făcut și se poate prelua de către primărie. Acolo să facem un teren sintetic unde sunt vestiare, tribune, unde să fie să se joace copii, să joace fotbal copii și să meargă și părinții să stea într-o tribună, să aibă copilul unde să se schimbe. Sunt multe de făcut, dar... E multe, dar timpul, uite că te presează timpul. Da, mi se pare și mie. Întreabă că... omul foarte clar. Ce se va întâmpla dacă nu se lămurește situația până la 18 iulie? Că el are băiatul la grupa 2008, dar evoluează la 2007 la Bebe Zahiu. Da, dacă nu se va rezolva această situație, probabil că copiii, mai ales cei mici, vor veni la Clubul Sportiv Municipal și vom găsi o cale de legitimare fără acceptul SCFC. S-a vorbit, adică discuția aceasta este făcută, știe și directorul Stoichiciu treaba asta? Am stat de vorbă cu Stoichiciu săptămâna trecută. Ce părere are despre... E de acord cu treaba asta? Păi el despre sport nu prea are păreri. Adică în ideea că nu se pricepe sau la ce vrei să spui? Păi nu, că... În punctul meu de vedere, la sport se pricepe toată lumea, ca și la politică. Aha. Mai greu până la când trebuie să faci și rezultate. Uh-huh. El, îl înțeleg pe undeva, a preluat Clubul Sportiv Municipal după niște tunuri și încearcă să le rezolve, dar... Voi n-am intrat în amănunt acolo. Practic ar trebui să te ocupi tu de treaba asta sau nu știu cum să te întreb. Păi primarul va fi cel care decide. Vor veni prerogative. Dacă tu ești consilier al primarului pe probleme de sport, așa, ajungi și peste CSM? Am fost și în perioada trecută. Și? Tot la fel. Și tot te ocupi la fel. De... Uite că mi-aduc aminte din perioada trecută. Am fost și erau fetele de la handbal pe ultimul loc și aveau 5-6 puncte după nu știu câte etape. Dar contractele mergeau în continuare la valori de
ziceai că ne batem pentru cupele europene. Și am intrat în acele contracte și în regulamentul de ordine interioare, în care scria foarte clar că acele salarii și contracte se plătesc în condițiile în care echipa este pe locul 1-5 sau, și le erau pe ultimul loc. Dar nu s-a luat nicio decizie. Am luat-o eu, mi-am luat un frigider, dar am luat acea decizie și am făcut o economie de foarte mulți bani. Și eu declar public acum, dacă voi intra în CSM în următoarea perioadă, dacă nu fac pe lună economie de 100.000 de euro, nu mai vin la tine în emisiune niciodată. Dacă mi se dă mână liberă, bineînțeles. Cine trebuie să-ți dea mână liberă ca să fie clară treaba asta? Păi cei care... Păi sub jurisdicția cu este, a? Consiliul local. Consiliul local. Deci iară să ridică mâna? Da, se va ridica mâna și o să vin cu argumente și o să spun. Xulescu este coordonator la secția de parașutist viteză. Nu, dacă zice lumea, și o să spune, stai, mă, că vine ăsta, ci spune oamenii lui. Nu, desfințez postul, nu pun niciun om. Pentru că eu am așa la Clubul Sportiv Municipal, am foarte multe posturi de conducere care nu fac nimic. Noi, nu eu. Acolo. Ploieștenii, Consiliul Local. Lucrurile astea, din punctul meu de vedere, stăm acum și mă gândeam, bă, cât de idiot eram eu. Eu eram la club, la Petrolul, manager general, antrenor secund, șofer, bucătar. Și când ne spuneam că nu faci bine, și eram, mă plăteam singur pe vreo 7 posturi, înțelegi? E, acum astea 7 posturi sunt 14 posturi și? Plătite bine de tot. Și eu cred că... Și consider că este inutil. Nu inutil, consider că e strigător la cer, nu inutil. Dar trebuie să fie 7 posturi? Nu. Din 14? Nu. Dar ce să fie? Iar vrei să conduci mai tot? Mai puține, nu. Câte? Nu eu, nu conduc, nu vreau director Clubul Sportiv, nu vreau nimic. Eu vreau să ne punem pe organigramă și să vedem care sunt necesitățile sportului ploieștean. Și să vedem care sunt cheltuielile și veniturile la un... Pentru că un manager trebuie să aducă și venituri, nu doar să le cheltuiască. Am înțeles că Cezar Stoichiciu a adus venituri. Nu vorbesc de Cezar Stoichiciu, vorbesc în general acum. Nu, eu am vorbit la vârf acum, dacă m-ai provocat de vârf, am zis și eu de vârf. Eu vorbesc în general. Tu vorbești nu, de oameni de... Că să vă spuneați săptămâna trecută că vine Răchită și îl dă afară pe Stoichiciu, nu are Răchită nicio legătură cu datul afară și cu... Nu, sunt consilier prima problemă de sport, e normal să vorbesc cu primarul. Mai e undeva unde ar mai trebui să mai intervii? Practic CSM? Păi da, eu dacă la sport mă pricep, nu intervin în altă parte. Dar am fost, așa cum s-a scris, într-o săptămână trecută, într-o vizită la hipodrom. Hipodrom? Ce am văzut și eu și primarul și toți cei care ne-au luat cu mine de cap, să vezi finisări la hipodrom față de finisări de la stadion. Sunt oribile. Și am stat de vorbă cu cei care vor participa la curse, cu Ulise, cu domnul Nan, cu ăla, și de la ei trebuie să-i informați și să spui cam ceea ce ai dori. Și mi s-a părut ne la locul lui că, deși noi avem 15 oameni, noi vorbesc acum cu lucrul principal, club, da. Angajați pe hipodrom, nu se știa de ei, unde sunt, ce fac, pe unde sunt acum. Și când i-am cerut a doua zi, când am cerut a doua zi să facem ședință la 7:30 pe pistă, nu ne-a lăsat că era, am făcut-o pe tribună. Păi vezi ce s-a întâmplat asta, e Ioana. Da, păi nu, am făcut-o pe stradă. Și noi am stat pe stradă. Și am vizitat și am spus că mi se pare normal ca dacă noi preluăm stadionul, nu, hipodromul, Clubul Sportiv Municipal, să știe electricianul de unde s-a prins luminile. Și eu, dacă eram acolo, cum am făcut la stadion, cu 6 luni înainte de terminarea stadionului, am luat omul care se va ocupa de electrica și l-am pus lângă constructor. Vezi pe unde intră cablurile, vezi pe unde ies, vezi de unde se dă drumul, vezi câți amperi, câți chivați și ele, să știi trebuie să... că atunci, la noi la hipodrom acum, decât constructor știe de unde se dă drumul la cheie. Și de asta am spus să joi sau vine. Ești complet nemulțumit. Ca să nu zic mai mult. Nu sunt nemulțumit, sunt... Crede-mă că la unele am fost șocat față de ce credeam deci eu mai mult sunt, nemulțumit. Dar... Dacă vom vrea... E ăsta postul care te caracterizează? Adică? Nu știu.
Văd așa, parcă și văd sabie. Eu niciodată n-am scos sabia. Eu n-am spus să o scoți. N-am scos sabia, am răspuns unor atacuri. Îmi se pare mie mișelești, pentru că dacă are cineva ceva să-mi spună, să vină și să-mi spună în față. Cum vin și la tine la emisiune, și ții minte emisiunea celebră de acum vreo 7-8 ani, când mi-ai spus că președintele meu, am spus despre el că este cancerul fotbalului Prahova și mi-am recunoscut. Dar ce, până la urmă, ce? Pe, erau semnale, veneau scuțitele pe peste tot. Dar n-am spus, am spus nu? Nu. Am spus da, dacă asta spune și aia era părerea mea. Da. Și de-aia te întreb, așa ești tu? Nu pot să fiu politician, pentru că dacă aș fi politician, știi cum ar fi, hai să meargă, treacă și alea, când ne certăm cu ele, pe seama puțin că nu ne certăm, dar hai să vedem care este, cum este profesionist să lucrăm, așa sau așa? Deci nu ești ăla care trece ziua să-ți iei banii doar să nu știu, ai vrea neapărat să... Aș vrea să facem ceva, aș vrea să nu mai ne râdă lumea cu stadionul ăla, cum ne spuneau atunci, mergeam pe la emisiuni, pe la București și Vivi, cu râmele, cum stați, cu gropile, cu alea. Aș vrea să nu mai ne râdă lumea că am avut o echipă care a schimbat 5-6 antrenori, nu? Într-un campionat și tot am retrogradat și ne-am dus în cap din 2013, când am câștigat cupa și eram aici și s-au ocupat domnii de management și au ajuns în 3 ani de zile să desfințeze o echipă care producea singur. Nu te-ai chemat niciodată, mă, capra, atunci? Nu m-a chemat, mi-a reproșat în iarnă când a zis că eu sunt de vină că am plecat lângă el, că mi-am dat demisia atunci în 2012. Da, și nu m-a chemat pentru că el a zis că învățând de regula offside-ului, că tot stând la pasul la offside, se pricepe și la management sportiv și știe la cum. Și știe despre ce și cum. Mm-hmm. Bă, uite, eu vin și întreb, uite, te întreb în fața camerelor, că aia e. Eu asta rămâne. Vreau să te întreb cinstit și lăutărește. Ești în stare în momentul de față să dai mâna cu fostele glorii și să le propui ca împreună să faceți un proiect care să dureze pentru Petrolul? Cum și să fie aplaudat de tot orașul ăsta? Cum să mă da? Pentru că tu ai niște calități care sunt, deci, fără niciun fel de dubiu ale tale. Care crede-mă, când m-a atacat Ștefan pe Facebook, Fane Ștefan, că e nu foarte știu ce am făcut, că nu știu ce am făcut. Nu, ești supărat pentru că bani ai câștigat. Și că, și că nu știu ce, am umilit pe Mircea Drida. I-am umilit pe Mircea Drida și nu știu pe cine am mai umilit. L-am sunat pe Nemircea, cum să vă salut Vivi. Când v-am umilit? Ce spui Vivi? Păi, stați că am înțeles că v-am umilit. Cum? Spuneți și mie că nu e adevărat că vorbește în numele nostru. M-am întâlnit cu Măldărășanu. Băi, Măldă, cântă, măi, că și tu ești pe acolo. Ne-a Bibi din Cuță, că altă mizerie, că l-am pus și eu, sau Pușca, spui, să sune la emisiune atunci, spunea Bibi din Cuță, o altă mizerie, dar ceea ce spunea Ne-a Bibi, săracul, când a căzut în acel puț la liftului la magazin, avea o fractură deschisă la șold și am fost cu el la spital. Dar nu fără să... Era un angajat al clubului. Era fostă glorie, era angajat al clubului. Și multe mizerii care s-au scris, eu le-aș fi vrut să mi se spună în față și să vină cu argumente. Nu că am auzit eu, că nu știu ce, cum scrie marea mea greșeală, Valentin Negoiță, care toată viața l-am ajutat și am fost la mine acasă și mi-am făcut până și licențele sportive și acum scrie numai minciuni despre mine. Dar cu el o să mă întâlnesc probabil față în față, să-mi spună și el ceea ce scrie și el acolo pe asta. Eu n-am Facebook de ăsta. Adică probabil crezi că nu e adevărat sau cum? Ce sunt? Nu cred, sunt convins că nu e adevărat. Nu, că nu e adevărat ce scrie? Ce scrie el, bă, da, pentru că este un frustrat. E un frustrat, toată viața a fost la fel. Eu am încercat să îl aduc pe calea cea bună și o să-i spun mai multe și probabil că după ce o să mă întâlnesc o să spun și oamenilor. Lufane îi transmite. Asta spun eu, Lufane, m-am întâlnit cu el la Păulești acum vreo 3 săptămâni la meci. Noroc. Și la vreo 3 zile a scris pe Facebook prostiile care le-a scris că dacă luam nu știu cât să... Stai mă puțin că eu am luat 10.000 de euro care spuneam cele 7 posturi doar în ultimul an, în condițiile în care mini-managerul ăla, Mario Nicolae, sau cum îi spunea, a luat 120.000 de euro doar la finala cupei. Dar nu i-a luat. Păi așa scrie, sunt documente. 120.000 de euro, Mario Nicolae. În condițiile în care am adus la club 400.000 de euro din prietenii mei, prin sponsorizări,
Și în condițiile în care, din managementul meu, așa cum am început, eu, uite, îți dau exemplu Hamza, l-am luat pe 5.000, se pare că au fost vândut cu 1,5 milioane. Deci profit, restul de bani. Ăla puteai să-l vinzi tu? Nu puteam să-l vând eu, luam eu banii. Era cel mai scump chibrid din lume. Vreo 200 de mii de euro. Fane chibrid. Nu, chibrit adevărat. Dacă l-am și făceam, scăpăram la... Pentru că actele alea erau doar la mine, acasă, erau semnate de mine. Ce ai avut? De asta, am avut boală pe Joița. Boală pe Joița, că așa mai spunea. Ai avut boală pe mine. Păi el era al lui, nu? Al lui era și dacă eu nu scoteam acel contract și nu mi-aduceam aminte de el. Se putea? Se putea. Hamza era liber în acea vară de 2012, după ce marcase 12 goluri în 11 meciuri și se luau o grămadă de bani de către cei care... Deci de ce n-ai făcut asta? Pentru că eu rămas același om în care sunt cu sufletul aproape de petrol, nu mă interesează câștiguri din alte părți, nu mă interesează, cum spun eu, lumea asta murdară și am zis, bă, pe la petrol, rămâne la petrol. I-am dus contractul lui Dan Capă, eu știa ce e ăla, că era la început, nu știa. I-am explicat-o cum să facă ca să nu înregistreze, să... Asta a fost. Nu te-ai cinstit? Da, a spus, chiar că mi s-a prezentat că am luat bani după Hamza. A spus, nu mai știu la ce vreme, când am întâlnit întâmplător, că dacă, că ce am făcut eu pentru Hamza și când am luat pentru mine, dacă o să-l vândă pe Hamza, o să-mi dea un comision legal. Și? Că l-a vândut? Păi se pare că n-a luat banii. Aștept să ia banii. Comisionul legal. Aștept să ia banii și să-mi dea comisionul. Am înțeles. Mai am o întrebare de la Dori. Ia spune. Fine, e o întrebare care îți dai seama. Domnul Vivi, cine v-a învățat să faceți un contract beton cu capră? Și tot pe același principiu să-l faceți și pe următorul? Care contract pentru? Vorbește de mărci, probabil. De mărci, da. Am spus-o și o repede. Da, domnul lui. Dori. Cum îl cheamă? Domnul Dori. Domnul Dori. Noi când am preluat mărcile la primărie și ne-au dat cei de la FSLI Petrom, ni le-au dat cu anumite condiții. Au spus, vă dăm mărcile la valoarea lor, nu ne plătiți niciun ban, decât trebuie să le registrați voi la OSIM și să plătiți odată la 10 ani sau la 5 ani, mai știu. La 10. Așa, acele mărci, dar cu o condiție. Aceste mărci se asociază numai cu SCFC Petrolul Ploiești S.A. până la declararea falimentului acestei societăți sau până la pierderea dreptului de membru al Federației Române de Fotbal. Altfel nu vă dăm mărcile. Vreți așa? Bine. Nu vreți așa? Mărcile rămân la noi. Deci, practic, ai fost nevoit. Strâns da? De mâini și de picioare. Dar asta spun că acum avem una tu, acel contract de licență exclusivă marcă Sevare Zilia, mărcile vin la Primăria Ploiești, noua societate sau noul club care se va înființa, va juca așa cum îi cântă Consiliul Local. Întrebarea moderatorului și ultima, știu foarte bine că ai văzut, ai nasul la fin, așa, ce mare. Știi bine despre ce este vorba, vreau să te întreb, ce crezi că vom vedea noi în următoarea perioadă, aici la Ploiești, vizând petrol? Va fi o echipă? Unde va juca? Dacă vei fi și tu un proiect? Dacă nu vei fi? Dacă vor face ceilalți o echipă și te vor invita? Te vezi și tu pe acolo? Ai văzut o întrebare cu 6 subpuncte. Da, 6 subpuncte. Eu îmi doresc ce mai bine pentru proiect. Îmi doresc ca... Chiar dacă nu ești acolo. Chiar dacă nu stai acolo. Îmi doresc să înființeze o echipă, să preia continuitatea sportivă, pentru că va fi o problemă din punct de vedere al palmaresului, apoi dacă se va sta un an de zile fără fotbal la Ploiești. Îmi doresc ca centrul de copii și juniori și academia să închege cât mai repede și îmi doresc ca cât mai mulți prahoveni ploieșteni, jucători de fotbal, să apară și să joace în prima echipă a Petrolului. Fotbalul la Ploiești nu va muri atât timp cât sunt suporterii care veghează, deși în ultimul an aici l-aș reproșa că au cam dormit pe ei, deși eu trăgeam semnale de alarmă și unii spuneau că am eu ceva cu... Sunt eu invidios că nu sunt la club, deși îmi dădusem demisia, un act unilateral. Ai zis ultimul an? Ultimul an mi-au plăcut foarte mult suporterii. Nu, ultimii ani am zis. Ultimii, da. Ultimul an mi-au plăcut foarte mult. Ultimii ani
Păi și eu n-am văzut la ultimele meciuri și m-am întâlnit cu să la meci, ce să mai caut? Păi nu ești mă petrolist, vină mai la bine, hai și la rău. Așa, petrolist ăștia de rezultat, care nu prea am mai văzut în ultimele meciuri, la ultimele meciuri pe acolo. Eu chiar nu veneam când era bine. Da, era da. Așa să văd pe unii prin loje pe acolo care înjurau petrolul și care făceau sărbătoare când mai pierdea, care când pierdeam echipa făceau sărbătoare și acum erau prin loje să serveau și mi-a fost așa un pic lehamite, n-am avut niște lămâi la mine și mă duceam când era bine, m-am dus acum când, când era rău și că voi fi eu, că nu voi fi eu, că va face, eu știu, altcineva, încă o dată spun, oamenii de afaceri care vor veni, și asta este punctul meu de vedere, să facă ei sau să pună pe cine vor, manager, antrenor, pentru că ei decid. Ei decid. Din punctul meu de vedere, ai dacă patru vor... oameni de afaceri grei? Tu? Am foarte mulți oameni de afaceri. Grei? Grei, din păcate, uite, am unul foarte greu și prietenul cu mine care nu vrea să iasă în față. Referitor la ce s-a întâmplat în ultimii ani în fotbal românesc cu acelea închisă. Există posibilitatea să nu iasă în față? Există, el mi-a spus că mă ajută și îmi oferă tot ceea ce cer eu, dar fără să fie NSA. Ca sponsorizare, ca prieten al fotbalului, ca orice. Nu, dar o să vedem săptămâna asta, că așa cum am spus, când se întoarce domnul primar de la București, ne vom întâlni și începem să dăm telefoane pentru a întreba oamenii de afaceri pe care... Bă, puteți să vă mișcați un pic mai repede? Păi nu putem să ne mișcăm până nu luăm mărcile. Păi ce să-i spun? Mă întâlnesc cu omul ăla de afaceri, știi? Uite, vrem să facem mesaul ăsta, fece petrolul, crește, dar n-avem, suntem acum pe vorbe, ne-au promis doamnele că când vom avea, o să-i pun în față. Am încredere, să știu că le-am văzut și dânsele, parcă erau puțin supărate că nu mai e emulația care era care acum 4 ani, 5 ani cu stadionul. L-ai deschis capul un pic? L-am deschis doamne, capul. Sunt sute de mii de oameni care vor. M-am și ploconit. Am să, da, ai de, făcut pe toate, da? Am făcut de toate numai. Timpul alocat emisiunea la sfârșit, stimați telespectatori. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu știu dacă ați înțeles chiar tot ce a spus Vivi Răchită de la acest microfon. Știți foarte bine ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Știți foarte bine ce s-a întâmplat și astăzi. Deja dumneavoastră puteți acum să vă faceți o contraofertă sau să mențineți o ofertă pe care o aveți pentru dumneavoastră și pentru sufletul dumneavoastră. Petrolul trebuie să rămână echipa cu care ne-am obișnuit cu toții, adică a noastră, a Ploieștiului. Și eu cred că în foarte scurtă vreme, eu cred că Petrolul va redeveni ce a fost. Este nu numai ceea ce vreau, este ceea ce simțim cu toții cei care iubim fenomenul galben și albastru. Vreau să-i mulțumesc lui Vivi Răchită pentru prezența în emisiune. Și data viitoare, stimați telespectatori, poate mai aducem pe cineva din zona aceasta, probabil de pe la suporteri, să umblăm și acolo să vedem ce vor și ei. O seară bună, la revedere!